care domnul ministru care ne-a onorat cu prezența aici, domnul general care s-a ocupat de lansare, dar nu pot să-mi înghit cuvintele. Am tot auzit aici să vorbea de justiție în sus, în jos și parcă nu pot să nu pornesc o întrebare despre care justiție vorbiți, domnilor, în ultimii 67-8 de ani în România. Nu pot să nu remarc și eu, cum au remarcat antevorbitorii mei, talentul domnului Dejeu. Deși plin de modestie, a redat cum n-au reușit mulți alții, pentru că s-au scris multe cărți de memorialistică. Eu mă refer la acele câteva zeci de pagini deosebit de importante pentru mine. M-a surprins modul echidistant cum a privit ceea ce s-a întâmplat cu familia domniei sale. Sigur, cartea este greu să o încadrăm într-un anume, știu eu, să o categorisim din punct de vedere literar. Și eu sunt de părerea că are și note autobiografice și elemente de memorialistică și mai ales de istoria recentă.